vrea să recunoaștem și să zicem cu toții ca împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie toată slava și cinstea. Amin. Dacă nu-i prea mult pentru dumneavoastră, vă invit să vă ridicați alături de mine în semn de respect, să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Marcu, capitolul 4 și vom citi de la versetul 35 până la versetul 41. Pentru cei ce v-ați întors de curând și pentru copilași, pagina 966. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: Cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Amin, vă rog să vă așezați. M-am frământat și m-am gândit despre ce să vorbesc înaintea dumneavoastră, m-a rugat Domnului și Dumnezeu a așezat pe inima mea acest text din Scriptură, un text pe care noi îl cunoaștem, cu siguranță că de multe ori ați auzit multe mesaje din locul acesta despre modul în care Domnul Iisus Hristos, după o zi, a zice eu, istovitoare, în care a învățat pe norod și a rugat pe unul din pescarii aceia să îi împrumute barca. Și noi zicem că a folosit-o ca pe un amvon. Domnul Iisus, după ce a vorbit o zi întreagă și a propovăduit oamenilor, spunându-le, dacă ne uităm, le-a vorbit despre pilda semănătorului, le-a vorbit despre lumină, le-a vorbit despre pilda cu sămânța, le-a vorbit despre pilda grăuntelui de muștar, o grămadă de învățături și probabil multe lucruri și vindecări s-au petrecut în ziua aceea. Domnul vine și spune ucenicilor, celor care era cu el în locul acela, să trecem în partea cealaltă. Erau pe Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, un lac mai mare, să nu credeți că e o mare ca Mediterana, cum e la dumneavoastră aici în zonă, sau o altă mare care e mare, ci Marea Galilei este un lac destul de mărișor. Și Domnul spune ucenicilor, celor care coordonau, care trebuia să conducă barca: haideți să trecem în partea cealaltă. Și dacă e să analizăm textul mai departe, țărmul înspre care trebuiau să se îndrepte din locul în care erau era exact ținutul Gadarei, unde Domnul trebuia să facă minuni. Trebuia să facă o minune extraordinară și să elibereze un îndrăcit, în așa fel încât toți cei din jurul lui, toți cei din localitatea aceea să rămână uimiți și, din păcate, știm din cuvântul Scripturilor că au refuzat ceea ce Domnul venea să le aducă. Ceea ce s-a întâmplat este că, în timp ce Domnul s-a așezat, pentru că era și om, ca și noi, și era obosit și, fiind noapte, avea nevoie să se odihnească, s-a așezat Domnul și dormea, și în timp ce ucenicii vâsleau și în timp ce Domnul, în timp ce învățătorul dormea, s-a strânit o furtună de vânt, în așa fel încât ucenicii sunt disperați, nu știu ce să mai facă. Se luptă o perioadă cu vântul acesta, cu furtuna aceasta, cu valurile acestea care mai că umpleau corabia și o destinau scufundării. Și apoi știm ce s-a întâmplat și realitatea care a avut loc atunci. În această dimineață aș vrea să vă spun că în situația ucenicilor suntem de multe ori noi. În situația aceasta sunt de multe ori familiile din biserică, poate să fie familia ta, poate să fie familia mea,
Poți să fii tu ca persoană, sau poate să fie cineva drag ție în această situație. Adică niciunul dintre noi nu am fost scutiți vreodată de furtuni și ceea ce înțelegem și știm este că furtunile vin când ne așteptăm cel mai puțin. Și despre lucrul acesta vreau să vorbesc înaintea dumneavoastră, ce să înțelegi când vine furtuna? Pentru că dacă nu înțelegi ceea ce trebuie când vine furtuna în viața ta, ea va veni. Zice Scriptura în locul acesta că împreună cu El mai erau și alte corăbii. Toate corăbile care erau împreună cu Domnul Iisus și parcurgeau drumul acesta dintr-o parte a țărmului spre celălalt țărm, toate corăbile au trecut prin aceeași furtună. Mai degrabă sau mai târziu și corabia ta va trece pe aici. Ce să înțelegi sau ce să îți fixezi bine la nivelul minții despre furtună, că atunci când vine furtuna în viața ta, să poți să ieși biruitor. Primul lucru care vreau să-l spun și să-l întipărim bine la nivelul gândirii, pentru că noi trebuie să înțelegem, credința creștină e o credință, în primul rând, a minții. Dumnezeu se adresează minții și prin metanoia, prin pocăință, ne schimbă gândirea, ne fixează principiile Lui și coordonatele Lui în care să gândim. Primul lucru care vreau să-l spun, că trebuie noi să-l fixăm bine la nivelul minții, e următorul. Furtunile nu sunt, așa cum gândim noi de multe ori întotdeauna, o pedeapsă pentru neascultare, ci de multe ori, ciudat, furtunile sunt exact o consecință a ascultării. Nu vi se pare interesant? Domnul e Cel care vine și spune, treceți în partea cealaltă. Domnul e Cel care poruncește, treceți în partea cealaltă, oamenii aceștia ascultă, și uite ca rezultat a ascultării lor vine furtuna. Nu e așa că noi ne gândim de obicei când vine furtuna, că furtuna a venit din cauza unei neascultări. Că noi și noi poate suntem tributari asemenea gândirii fariseilor, chiar a ucenicilor din timpul Domnului Iisus, pentru că atunci se gândea și mulți dintre noi am îmbrățișat gândirea asta, dar trebuie să o schimbăm. Că dacă asculți de Dumnezeu, trebuie să fii doar binecuvântat, nu treci prin încercări, nu treci prin necazuri, n-ai furtuni în viața ta și dacă vin furtunile, necazurile, indiferent sub ce formă vin ele, tu ai o problemă cu Dumnezeu. Și ce ciudat, la un moment dat, Domnul se prezintă în fața unui orb din naștere, orbul acela e vindecat de Domnul într-un mod extraordinar. Dar înainte să fie vindecat orbul, ucenicii au o problemă teologică, tributară gândirii din vremea lor, că învățații lor așa le predicau și așa le spuneau. Și se uită la omul acela, orb din naștere, și zic ucenicii Domnului, învățătorule, cine a păcătuit aici? Adică clar, orbirea aceasta e o consecință a unui păcat. Situația aceasta tragică în care se află omul acesta e o consecință a unei neascultări. Cine a păcătuit? Omul acesta, întrebare anapoda, când să păcătuiască? În stadiul intrauterin, înainte să se nască? Vedeți cât de denaturată poate să fie gândirea noastră? Când să păcătuiască? El zice, zic ucenicii, sau părinții lui? Și Domnul îi răspunde șocant, le dă peste cap toată gândirea, toată teoria care o știau de zeci de ani de credință. Ce n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Și acum s-ar fi așteptat ucenicii să fi zis, Domnul, unul din strămoși, un blestem generațional, ceva, undeva este ceva. Trebuie rezolvat, să dezlegăm și apoi... Și Domnul zice, s-a născut așa? Ca să se arate slava lui Dumnezeu. Și ceea ce trebuie să înțeleg eu în această dimineață, că va veni furtuna. Și o să vorbim imediat și despre cauzele care pot să producă furtunile în viața noastră. Dar indiferent de cauză, eu trebuie să-mi fixez bine în minte
și să gândesc și să acționez și cum eram îndemnați la timpul de rugăciune, să ne rugăm pentru cei ce trec prin furtuni, pentru că furtunile, Dumnezeu poate să încerce pe cineva, nu cum credem noi, pentru viciile lui, ci Dumnezeu poate să încerce pe cineva fix pentru virtuțile lui, adică pentru faptul că omul acela ascultă, Dumnezeu poate permite furtuna în viața lui. Asta e primul lucru care vreau să ne-l fixăm, Doamne ajută-ne. A doilea lucru, furtuna este o necesitate. Noi avem nevoie de furtună în viața noastră. Furtuna are scopul să întărească ființa noastră, să întărească credința noastră. Furtuna are scopul să ne maturizeze. Și cum te maturizează o furtună, o încercare, cum te coace o furtună, nu te maturizează zeci și poate mii de predici. Însă, deși este o necesitate, ne fixăm bine lucrul acesta la nivelul minții, este și un pericol. Pentru că cei mai mulți se neacă în furtună. Cei mai mulți se neacă în furtună. Acum, uitați-vă, dacă citiți cu atenție textul, furtuna aceasta era o furtună de vânt. Nu era ploaie, noi avem nevoie de ploaie, avem nevoie și de vânt, mă gândesc. Dar mai mult avem nevoie de ploaie. Dar în situația asta, furtuna era provocată de vânt. Dacă e să cercetăm Scriptura cu atenție, vedem că vântul este reprezentarea lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, una dintre simbolisticele Duhului Sfânt, care este Dumnezeu, este vântul, ruah, pneuma, suflarea aceasta lui Dumnezeu. Ce este interesant, dacă te uiți în Scriptură, Dumnezeu de multe ori vorbește prin vânt și Dumnezeu folosește vântul ca ceva benefic. Însă diavolul e specialist în a transforma lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă bine pentru tine, e specialist în a le deturna de la rolul și scopul pe care Dumnezeu îl intenționează, și n-a te face să gândești că fix lucrul acela bun care Dumnezeu îl face să fie în viața ta, fix lucrul acela e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. E specialist în a face lucrul ăsta. Și totul și toate bătăliile acestea se dau aici, la nivelul minții. Zicea Martin Luther, diavolul e maimuța lui Dumnezeu, îl imită. Dar îl imită cu scopul de a deturna. Uitați-vă, oameni care trec prin furtuni, din diferite rațiuni, din diferite cauze. Furtuna uneori în viața ta poate să fie strânită de alții. Merg niște oameni cu corabia și se pornesc fără nicio problemă să se ducă la Tars. Au navigat de atâtea ori pe acolo. Și pe puntea corabiei se urcă unul care și-a cumpărat bilet. El trebuia să meargă în altă parte. Dar ăsta și-a bilet spre Tars. Se urcă în corabie, corabia pornește și ăsta se duce, zice Scriptura, Iona îl chema, apropo, numele lui înseamnă porumbel. Trebuia să fie un mare evanghelist, dar ăsta era chemat să fie evanghelist, dar ar fi vrut ca la Evanghelia lui, la predica lui, să nu se pocăiască nimeni. Ciudat om. Se duce pe fundul corabiei și se pune acolo și doarme dus. Și dintr-o dată toată corabia în furtună. Marinarii, oamenii scusiți, zice, domnule, ceva e peste capacitatea noastră, e ceva care ne depășește. Ceva e aici. Cineva e vinovat pentru situația asta. Au tras la sorți, s-au aruncat din încărcătura corabiei prima dată. Au făcut tot felul de lucruri ca să scape de... Simțeau că se... scufundă. Au tras la sorți și au zis, să vedem dintre ăștia care avem aici. Cine-i vinovat că suntem noi în furtună? Uneori pot să fim în furtună din cauza altora. Au tras la sorți și ce simplu, a ieșit sorțul, biletul de călătorie Iona. Merg ăștia și îl trezesc, Iona doarme dus pe fundul corăbii, merg și îl trezesc, dumneavoastră sunteți domnul Iona, da. Din cauza dumneavoastră noi suntem în furtună? Da, apropo, se ridică Iona în picioare și face o declarație, zice, eu sunt evreu și mă tem de Dumnezeu, auziți, care a făcut, care e stăpân peste
cer, pământ și mare, Dumnezeu ăsta care îl slujesc eu și pe care eu mă tem, dar acum eu nu ascult, a făcut marea asta, pe care voi navigați acum și voi sunteți în furtună din cauza mea. Dacă mă aruncați pe mine, scăpați de furtună. O, dacă am fi fost noi, în sfârșit am aflat cauza problemelor. Hai să-i facem vânt cât mai tare, să-i legăm și o piatră. Dar uitați-vă ce fac oamenii aceștia. Oamenii aceștia ezită să-l arunce pe Iona, deși era în furtună din cauza lui. Și după ce îl aruncă pe Iona și se potolește furtuna, ei fac ceva. Citiți cu atenție acolo, în Iona, în capitolul 1. Deci pe oamenii aceia a apucat o mare frică și oamenii aceia au adus jertfe Dumnezeului lui Iona. S-au pocăit. Și ce am înțeles eu de aici și trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi, Doamne ajută-ne, indiferent cine produce furtuna în viața ta, scopul nu este să cauți vinovați și să arăți spre ei, ci scopul este întotdeauna să mă pocăiesc. Doamne ajută-mă! Asta fac oamenii aceștia. Apoi mai găsesc o situație, nu știu, mă gândesc și în situația asta acum că Domnul împreună cu ucenicii mergea înspre Gadaren, poate diavolul a strânit furtuna. Că știa diavolul ce urmează să întâmple acolo, bănuiesc. Nu știu cine strânește furtuna, dar găsesc o altă situație în care Pavel, știm povestea lui, știm întâmplările pe care le-a petrecut, a dorit să se înfățișeze înaintea cezarului, pentru că Dumnezeu i-a spus, Pavel, tu trebuie să mă mărturisești în fața cezarului. Și ei, când a fost judecat, n-au găsit nicio vină, a stat vreo 2 ani și ceva închis acolo, a venit mai apoi Festus și Festus a zis, dacă totuși vrei să mergi la cezar, du-te la cezar. L-au așezat într-o corabie, au ajuns la un moment dat cu corabia în zona insulei Creta. Au văzut ei că lucrurile nu sunt chiar așa cum trebuie și s-au uitat marinare, zice, ne-am fixat pe busolă, ne-am fixat ținta, am trasat toate coordonatele, suntem stăpâni pe țintă. Fapte, capitolul 27. Și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, adia așa un vânt, ușor, s-au pornit să meargă. Și dintr-o dată vine Eurachilomă. Ăștia iar ajung în furtună, tot din cauza, nu știu, care credeți că ar fi fost cauza acelei furtuni? Că eu am înțeles ceva de aici. 14 zile și uitați-vă cum reacționează oamenii aceștia în furtună, ce ciudat, 14 zile, zice Scriptura, n-a fost deloc lumină, întuneric, furtună, vânt, valuri, simțeau că se sfarmă corabia, erau disperați, dar conform cu Psalmul 112 ce a fost citit, celui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Dumnezeu se prezintă la Pavel și îi vorbește. Un înger a Domnului vine și spune, Pavel, nu te teme, asta e lumina lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el. Are Dumnezeu metode să-ți trimită lumină în întuneric. Și zice Pavel, oameni buni, stați liniștiți că un înger, adică ce am înțeles de aici, scopul furtunii, este să confirme pentru alții al cui slujitor ești tu. Ciudat. Treci prin furtuni uneori îngrozitoare, fără să fi făcut nimic, de simți că ți se zguduie toată viața și ți se răstoarnă toată viața cu susul în jos, ți se dărâmă, ți se năruiesc toate planurile, treci prin N lucruri care, și stări care nu le-ai mai simțit și nu te gândeai că o să le trăiești vreodată, ca alții să vadă a cărui slujitor ești tu. Se ridică Pavel în picioare și spune, oameni buni, Dumnezeul la cărui slujitor sunt a trimis azi noapte un sol al său, un înger, să-mi spună să stăm liniștiți, că nu se va întâmpla nimănui nimic dintre cei care rămân în corabie. Dar uitați-vă, diavolul care e specialist și aici să deturneze voia lui Dumnezeu, se duce la cei marinari scusiți, mă gândesc, că erau specialiști, au trecut prin multe situații extreme și zice Scriptura, dacă o să citiți cu atenție acolo, în Fapte, capitolul 27, o să vedeți că marinarii ăștia scusiți, ce ciudat, ce minte deturnată de la gândire normală și logică, se făceau că în capătul corăbii vor să coboare ancorele,
Dar ei, de fapt, știți ce vreau să facă? Să coboare luntrea și să plece cu luntrea. Adică cum? Într-o furtună așa de extraordinară, cât de cât mai ai o șansă în corabie, dar ce șansă ai în luntre? Dar asta e diavolul care e specialist în a face asta. Când vine presiunea aceea extraordinară peste tine, cea mai mare prostie care o poți face e să te dai jos. Gata, abandonezi. Garantat te neci. Cel mai bun lucru care poți să-l faci și trebuie să-l faci, niciodată să nu alegi altceva, este să rămâi în corabie. Rămâi în corabie cu oamenii lui Dumnezeu, rămâi în corabie cu Hristos, rămâi în corabie a familiei tale și nu fă alegeri greșite, rămâi în biserică chiar și când nu se petrec lucrurile care ai vrea tu să se petreacă, rămâi acolo, că acolo ești în siguranță. Diavolul vine și spune, gata, dă-te jos, nu se mai poate. Așa ceva e insuportabil, spunea unul care s-a căsătorit de un an. Și nu mai pot, dar ce ți-a făcut? Păi frate, te mirai de motivele lui. Băi, dar tu încă nu știi ce e furtuna. La tine a adiat așa un pic vântul și gata, ți-a... Păi cum ar fi să ai furtună în viața ta? Tu nu-i să vezi. Asta e tendința noastră. Și știți unde se neacă oamenii? Oamenii se neacă de obicei la mal. O notătoare renumită s-a antrenat foarte mult să treacă de pe un mal pe altul la un lac și în ziua când trebuia să aibă loc reprezentarea și să, au venit foarte mulți oameni, era un public extraordinar, s-a lăsat o ceață în ziua aceea, parcă pe dos. Și a început să înnoate, și a început să înnoate, și în jurul ei erau oameni care mergeau cu bărcile și spuneau, dă-i înainte, dă-i înainte, dă-i înainte, mai ai puțin. Și la un moment dat femeia aceasta zice, nu mai pot, nu văd malul. Ascultă, dă-i înainte că mai ai puțin, nu mai pot, nu văd malul, e prea mare ceața, nu văd malul. Nu mai pot, nu mai rezist, vă rog, luați-mă în corabie. Și s-au oprit și au luat-o în corabie. Și după ce au luat-o în corabie, au mai mers câțiva zeci de metri și au ajuns la mal. Zice, mamă, ce fraier am fost, mai aveam puțin. Ăștia suntem noi. Și când vine încercarea, vine furtuna. Ține minte ce-ți spun și fixează-ți a treilea gând. Nu are scopul să te omoare, indiferent cât îți spune diavolul că te va ucide. A treilea lucru. Furtuna n-are scopul să te nece. Furtuna n-are scopul să te distrugă, ci furtuna are scopul să confirme celorlalți a cui slujitor ești tu. Și nu vârful muntelui, și nu apele liniștite, și nu situațiile calme din viața ta vor spune despre tine a cui slujitor ești. Uitați-vă, nimeni nu știa despre David a cui slujitor e el. Discreditat, parcă și de familie, nici părinții nu dădeau doi bani pe el, frații lui nici atât. Și ajunge David în Valea Terebinților. Și în Valea Terebinților, acolo două oști, una stătea pe un deal, cealaltă stătea pe alt deal. Și 40 de zile, zice Scriptura, au scos strigăte de război unii la alții. Acum nu știu cum sunau strigătele filistenilor, dar ăștia înjurau, blestemau, că zice Scriptura, Goliat cam cu asta îi agresa. Dar mă gândesc că evreii, poporul lui Dumnezeu, cu chivotul acolo între ei, spuneau cam așa, Jehova este tare, Iahve cel mai tare, lăudat să fie Elohim, Adonai, Dumnezeu, El Eloi Israel. Dar nimeni nu făcea nimic, să te iau acolo pe vârful dealului, n-avea niciunul curaj să coboare în vale. Ei strigau, nu era nimeni ca ei, dar n-avea niciunul. Și vine Goliat, zice, dați-mi unul, dați-mi unul că rezolvăm. N-avea niciunul curaj. Ei știau că valea confirmă dacă ce ai cântat pe deal bate cu trăirea. Și vine David, trimis de tata cu pâinile acelea de orz, cu cașul după el, se duce la frații lui, frații lui, în fine, îl întâmpină, știm situația, fix pe dos. Așa e uneori, mergi la frații tăi să le faci bine și ei te interpretează pe dos. Domnul să aibă milă de noi. Și David zice, cine ne-a tăiat ăsta împrejur? Se duce la el... Și știm, întâmplarea, fără nicio problemă, îl nimicește. Și în ziua aceea se uită tot și zice, băi, ăsta e cu Dumnezeu. Ăsta e slujitorul lui Dumnezeu. Dacă nu era Valea Terebinților,
Nu știa nimeni a cui slujitor e David. Dacă nu era furtuna, nu știau cei din corabie că Iona e slujitorul lui Dumnezeu. Dacă nu era furtuna aceea de pe Marea Mediterană, Mediteraneană, nu știau cei din corabie că, într-adevăr, deținutul ăla în lanțuri e mai mult decât cred ei, ci e un slujitor al Dumnezeului celui viu, binecuvântat să fie numele Lui. Așa că fixează-ți bine în minte lucrurile acestea, când vine încercarea, vine furtuna, să înțelegi că nu are scopul să te nimicească, ci scopul este să confirme a cui slujitor ești tu. Și al patrulea lucru, furtuna are scopul să-ți aducă revelație proaspătă despre ce Dumnezeu mare ai. Știți ce înseamnă asta? Că nu-L poți cunoaște altfel decât prin metoda asta. E cel mai bun pedagog furtuna. Acum să ne închipuim și să ne uităm puțin la scena aceasta cu ucenicii. Mergeau dintr-o parte în alta. Ei credeau că cel care e cu ei în corabie e un învățător, un rabin. Unul care avea o putere mai mare ca alții. Care când vorbea, vorbea cu putere de toți îl ascultau, făcea și minuni. Măcar că nu era din seminția lui Levi, sau nu era nici dintre cărturarilor, toți se mirau de unde are puterea asta, dar era unul extraordinar și au zis, îl urmăm, îl luăm cu noi în corabie, dar nu știau încă cine e el. Și uitați-vă, se strânește furtuna aceea îngrozitoare, maică se scufunda corabia și ei se duc la el, care dormea liniștit. Acum eu încerc să-mi închipui scena. Bănuiesc că nu s-au dus așa încet și au spus, învățătorule, nu te supăra. Ce credeți, așa s-au dus la el? Nu, în disperare aia au fi strigat. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim, pieri aici cu noi. L-au strigat, l-au trezit, l-au deșteptat. Ia o găleată, fă ceva aici cu noi, dă apă afară din corabie, fă-te util. Ei credeau că e un învățător. Credeau că e un rabin, un predicator extraordinar, un profet extraordinar. Cu ăștia uneori îți mai permiți. Că nu e așa, cel puțin la noi, cam asta e problema, cu slujitorii. Și la un moment dat se ridică Domnul Iisus în picioare și rostește autoritar peste furtună, peste vânt. Acest taci, fără gură, tradus de Cornilescu, era un fel de șt! Se oprește furtuna, se oprește vântul, se liniștește marea. Și citiți dumneavoastră ce scrie aici, că pe ucenici și erau ei înspăimântați, i-a apucat o mai mare frică. Ce erau ei speriați, au zis, și mai mare frică. Și au zis, cine e acesta? Că noi am crezut despre el că așa. Dar uite că de fapt e așa. Și atunci au înțeles cine era cu ei în corabie. Pentru că furtuna din viața ta nu doar că demonstrează altora a cui slujitor ești tu, ci furtuna ți aduce ție revelație proaspătă ce Dumnezeu mare ai. Și când tu ești biruitor prin furtună, tu ești mult mai experimentat cu Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că Dumnezeu când vine să vorbească lui Iov, capitolul 40, cred că versetul 6, îi vorbește din furtună? Că prima dată s-o fi ridicat la nivelul minții, a venit un vânt din răsărit și mi-a dăruit casa în care erau copiii mei. Vântul e Dumnezeu, cum mi-a făcut Dumnezeu așa ceva? Dar nu era de la Dumnezeu. Și Dumnezeu fix în furtună vine și vorbește, din furtună vine și vorbește lui Iov. Și după ce primește Iov revelație proaspătă, cine era cel cu care stătea de vorbă, cine era cu cel cu care și-a permis să se certe, cine era cel căruia i-a adresat o grămadă de întrebări, și îl chema, parcă vino să ne socotim, să spun ce neprihănit sunt eu, să-ți spun că de multe ori și noi suntem în situații de acestea, când venim în locul de închinare, privim poate spre alții, etalându-ne neprihănirea noastră și parcă Dumnezeu a trebuit să se simtă onorat că am venit noi la adunare. Dacă treci prin situațiile acestea și viața ta este zdrobită și nu mai ai niciun punct de reper și nu știi ce urmează, atunci vine Dumnezeu și îți vorbește. Tu primești revelație proaspătă de la El și zici ca Iov,
și ca ucenicii, și ca Petru când a văzut pe cine are cu el, zice, Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Eu am avut despre tine o părere, am crezut potrivit a ceea ce am auzit. Dar vreau să spun ceva, acum ochii mei te-au văzut, acum te cunosc. Și ceea ce pot să fac este să mă uit la mine și la toată neprihănirea cu care m-am etalat înaintea ta și să zic, mi-e scârbă de mine. Te-ai rugat vreodată așa, mi-e scârbă de mine, mi-e rușine, mă pocăiesc în sac, în țărână și în cenușă, mă zdrobesc înaintea ta că te văd ce Dumnezeu mare ești. Și în suveranitatea ta ai ales să mă iei pe mine și să te folosești de mine, să mă treci prin furtună, nu ca să ies eu bine. Că noi avem impresia că Dumnezeu, tot ceea ce face în viața noastră este să ieșim noi bine. Dar dacă Dumnezeu alege pe cineva să-l treacă prin situații grele, dificile, Dumnezeu o face întotdeauna să se arate slava Lui și să iasă numele Lui bine. Vine nevasta lui Iov și zice, ești în furtună, suntem terminați. Iov, numele nostru e terminat, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Iov a înțeles ceva. Nu numele meu trebuie să iasă bine. Numele lui trebuie să iasă bine. Și atunci, dacă numele lui trebuie să iasă bine, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui fie binecuvântat. Numele lui trebuie să iasă bine. Înțelege? Comportă-te în așa fel când vin situațiile extreme, în așa fel încât numele lui să iasă bine. Dacă iese numele lui bine și se proslăvește el, tu vei fi restaurat, așezat și ridicat mult mai sus decât ai fost înainte. Dar nu te comporta altfel. Cei trei tineri au stat în fața cuptorului cu foc în 57 ori și venind Nebucadnețar și a zis, vezi, au căzut ăia cei mai puternici, voi sunteți terminați. Și ăștia liniștiți nu se zbat ca noi, uneori noi ne zbatem în fața cuptorului, faceți cumva să nu ia. Ăștia intră liniștiți. Că dacă ăștia se zbăteau, nu se vedea al patrulea. Dar pentru că ei au stat liniștiți, când s-au uitat Nebucadnețar, a zis, n-am aruncat noi trei, ba da, păi este unul al patrulea. Ăștia au înțeles ce le-a zis profetul Isaia, Dumnezeu prin profetul Isaia le-a zis, voi israeliților, nu veți trece prin apă și prin foc niciodată, nu. Și le-a zis, chiar dacă veți trece prin apă și prin foc, eu voi fi cu voi. Și s-au încrezut în El. Și când te încrezi în El, El confirmă a cui slujitor ești, El îți aduce revelație proaspătă despre ce Dumnezeu mare ai și atunci numele Lui se proslăvește și prin ceea ce treci tu, Dumnezeu poate schimba tot în jurul tău și poate schimba și închinarea din Babilon. Credeți lucrul acesta? Uitați-vă, Pavel, omul furtunilor, numai furtuni în viața lui. După ce a trecut din furtuna aceea, zice că au naufragiat pe țărmul unui ostrov numit Malta. Acum Malta în fenician înseamnă fix mântuire. Și au naufragiat acolo și uitați-vă, după ce a trecut prin tragedia prin care a trecut și greu, nu mă gândesc că eu fi fost destul de greu, omul ăsta nu poate să stea liniștit și acolo e un foc. Și la focul acela se încălzeau tot și au văzut Pavel că e nevoie să fie întreținut focul și se duce Pavel, așa cum era legat, bănuiesc, nu știu, și adună mărăcini și el să pună pe foc. E preocupat de foc omul lui Dumnezeu. Și când se duce să pună pe foc și să caute să întrețină focul, vine năpârca și îl mușc. Se fixează așa de mâna lui și toate privirile se uită spre el. Că noi așa suntem. Imediat ne schimbăm gândirea. Ăștia în 10 minute și-au schimbat în 3 feluri gândirea de acolo din Malta. Și zic, ai văzut, zice, dreptatea, o scăpat ăsta din furtună, făcut el ce a făcut, avea el undeva niște relații de a scăpat, dar dreptatea nu l-a lăsat și îl mușcă. Adică asta e năpârca învinuirilor nedrepte. Și zic, când vrei să te implici mai mult, când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, când vrei să întreții focul, vine năpârca asta la alții și urmărește ceva, vrea ceva de face. Dar ăsta nu vrea nimic, ăsta vrea să întrețină focul, atât. Și zice Scriptura că
Saul, Pavel a luat și a scuturat mâna, așa, a căzut năpârca în foc. Năpârca nu suportă focul. Eu am înțeles din text că ea nu suportă focul. Când vine focul, iese și ea. Ea nu poate suporta focul. Și întotdeauna năpârca asta se hrănește din alții. Și năpârca asta, pe tare mulți îi mușcă prin adunare. Dar asta e altă discuție. Și năpârca asta este scuturată în foc și ăștia acum se așteptau că ăsta să umfle, zice Scriptura, și să moară. Dar ce știi ce s-a întâmplat? Că nici nu s-a umflat, nici n-a murit. Și atunci ei s-au schimbat dintr-o dată părerea și au zis, păi ăsta nu e un condamnat la moarte, ăsta nu e un ticălos, ăsta e un zeu. Imediat și-au schimbat părerea despre el. Ăștia sunt oamenii. Și ăsta nu sunt niciun zeu. Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și prin ceea ce s-a petrecut din nou în viața lui Pavel, Dumnezeu schimbă insula Malta. Stă câteva luni, predică, vindecă pe tata lui Publius, guvernatorul de acolo, se spune despre guvernatorul acela că s-a pocăit și el, a ajuns un episcop, un slujitor al lui Dumnezeu. Oamenii din Malta sunt schimbați că Pavel trece printr-o încercare. Și atunci am învățat când alții te vor mort, când diavolul te vrea mort, tu dacă ești slujitorul lui Dumnezeu, ai să fii mai viu ca niciodată. Că Dumnezeu are întotdeauna în vedere pe a Lui să-i apere. Romani 8 cu 28 scrie așa. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună. Nu trebuie să fac ceva ca să lucreze lucrurile. Dumneavoastră, înțelegeți, noi de obicei ne străduim să facem noi ceva ca să lucreze lucrurile. Să ajutăm cumva. Avram numai nu rămânea însărcinată, Sara, și-a venit Sara și-a zis, Avram, ia-o pe o scurtătură. Uite, este Agar, hai să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Și scurtătura asta încurcă acum lucrurile acolo în Orient. Vedeți ce tragedie e că a luat-o pe scurtătură. Noi nu trebuie să ajutăm lucrurile. Că Biblia zice, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Care credeți că e partea noastră din tot versetul ăsta? Care e partea noastră? Să-L iubim pe El. Doamne, ajută-ne! Și de va fi să trecem prin situații grele, de va fi să ajungem în furtună și în lucruri extreme, noi să înțelegem că și ea, într-un final, furtuna, se supune celor care e mai mare decât toate furtunile. Că Dumnezeul cel mare, care a fost cu tine pe munte, tot El va fi cu tine și în văile adânci. Cel care te-a dus pe mări liniștite, te va trece și prin furtuni. Dar nu vei fi nimicit, ci vei ieși mai puternic decât ai fost înainte. Și ceilalți privind spre tine, va fi furtuna din viața ta ca un pedagog pentru ei, ca ei să învețe unde să-și construiască casa. Știți de ce vin furtunile? Și uneori mătură așa plajele, ne uităm în diferite videouri cum sunt măturate case. Eu am învățat ceva, dacă aș avea vreodată casa, acolo loc să-mi construiesc casă, eu nu mi-aș construi casa acolo, înțelegeți? Și mi-aș construi o pe stâncă. Și când vine furtuna și în viața unuia mătură toate lucrurile, eu atunci învăț ca să fiu sigur că și în viața mea și să evit anumite lucruri, prin furtuna aceea eu învăț, sau e pentru mine furtuna aceea un pedagog, că eu întotdeauna trebuie să-mi fixez casa pe stâncă. Și este o stâncă care rămâne neclintită. Stânca aceasta se cheamă Iisus Hristos, Domnul nostru. Binecuvântat să fie El. De aceea, indiferent ce ar fi să vină și indiferent cum se vor petrece lucrurile în viața ta și în viața mea, că a zis Duhul Sfânt că va intra Dumnezeu, că va provoca cel rău, că Dumnezeu uneori va îngădui celui rău să provoace anumite situații în viața ta. Ține minte, indiferent de sursă, indiferent de unde vine, furtuna nu are rolul să te termine, ci întotdeauna furtuna are rolul să arate celorlalți a cui slujitor ești, ce Dumnezeu mare ai tu, și ceilalți uitându-se spre tine să poată să zică, vrem și noi să ne clădim casa ca omul acesta. Vrem și noi să ne ancorăm în Dumnezeul omului acestuia. Pentru că e Dumnezeul cu care întotdeauna vom ieși biruitori. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne fixăm la nivelul minții și gândirii noastre lucrurile acestea și când va fi să trecem prin situații grele, să rămânem cu mintea schimbată, prelucrată, fixată bine și ancorată în aceste lucruri,
și cu siguranță vom ajunge la liman și limanul acela va fi cel mai bun liman în care putem să ajungem. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.